Salut, Traian, mă bucur și m-am găsit la un episod de Subnautica. Da, ne-am întors din nou pe acest joc, pe o nouă salvare, pentru că eu mi-am luat un nou calculator. Ok, nu știu că mi-am luat de merge acolo. Pentru că eu mi-am luat un nou calculator acum ceva timp și salvările trecute erau pe calculatorul celălalt și acum nu mai am salvările alea. Eram destul de avansat, după câte bine știți, pentru că am mai făcut episoade cu Subnautica. Dar da, începem de la zero din nou. Bun, cred că știți deja despre ce este vorba în acest joc, adică pun pariu că l-ați văzut și la Rafa deja, deci nu cred că este nevoie să vă spun cum e jocul. Este vorba de o navă mai micuță de gasi care a venit pe această planetă să investigheze o bacterie, nu mai știu cum se numea, Cara, parcă, ceva genul. Da, a venit să investigheze bacteria Cara. Ei bine, acea navă nu știa că există un tun. Ok? Există un tun care, dacă intri pe această planetă, mă rog, dacă intri în atmosfera acestei planete, o să te doboare, o să tragă cu ceva în tine, cu o putere extraterestră și o să te doboare foarte rapid, deci nu, chiar îți poate exploda nava, are o putere extraordinară. Și ei s-au prăbușit în acest ocean și acum cred că vreo 4 ani, da, nu știu, așa ține minte, 3 ani s-au prăbușit pe această planetă. Altera, care teoretic este compania care face aceste nave, sau da, pot spune așa, a trimis o altă navă mai mare, adică aceasta, Aurora, să investigheze de ce nu s-au mai întors supraviețuitorii de pe Degasi, adică de ce nu s-au mai întors înapoi acasă. Ei bine, au venit să investigheze și ei treaba și desigur că și ei s-au prăbușit, adică noi, pentru că noi eram în acea navă mare. Și se face deja și noapte, da? Și ne-am prăbușit aici și așa. Și noi acum trebuie să investigăm bacteria, să ne facem bine, pentru că suntem infectați și să ne ducem înapoi acasă. Desigur că trebuie să avem grijă cu acel tun, pentru că este foarte periculos. Se face noapte deja, trebuie să începem să facem rost de mâncare, pentru că vedeți acolo că nu prea mai am mult acolo la mâncare, dăm cu am. Bun, sper să mă aud. Aoleo, vine un monstruleț după mine. Au! Metal Salvage. Ok, bun, hai să vă arăt aici sus. Mă rog, voi știți deja chestia asta, dar nu, da? Aici avem crafting table, să zic așa, unde ne putem crafta mâncare. Bun. Da, știu, este o tehnologie foarte avansată. Așa, bun, a terminat și femeia de vorbit. Ne facem o pizza. Bam, bam. Și am luat de pe jos un Metal Salvage, așa că o să facem rapid titanium. Episodul ăsta o să fie mai plictisitor pentru că o să farmăm, să zic așa, adică o să facem rost de materiale, nu o să facem multe chestii, dar da. Bun, hai să vedem. Deci acum o să ne facem, avem 3, 4 avem. Vreau să ne facem un tank de oxigen ca să respirăm mai mult sub apă. Perfect, 3 costă. Costă, ok, nu stai la magazin. 75 de secunde. Bun, o să luăm acest limestone care, dacă îl spargeți, dă titanium sau cuprum. Înainte îți dădea și lead, acum nu-ți mai dă, nu știu de ce. Mă, nu sunt foarte mulțumit de spawn-ul pe care mi l-a dat, pentru că este foarte departe de zona roșie, adică m-aș fi bucurat să ne dea la o adâncime puțin mai măricică, nici chiar așa. Chiar dacă te spawnează mereu aici, în zona asta, nu știu cum se numește, stai să văd. Safe Shallows, se numește biome-ul acesta. Ok, acolo e un monstru, trebuie să fugim. Trebuie să avem mare grijă la monștri pentru că sunt mulți. Bun, acum aș vrea să caut foarte mult cupru și titanium, dăm coace. Ce e acolo? Siglide? Da, uite, Siglide. Ok. Putem să scanăm cu un aparat, putem să scanăm chestiile astea ca să deblocăm fragmente pentru el, ca să putem după aia să craftăm. Am mai complicat puțin. Quartz, ok, o să avem nevoie pentru tankul următor de oxigen. O să avem nevoie de 4 quartz. Acoace, cupru, nice. Ah, ok. Titanium, mi-aș vrea Metal Salvage pentru Titanium, adică. Ok, avem 3 quartz, ne mai trebuie un quartz pentru 2 glass, perfect, un Metal Salvage.
Ok, acesta este alba. Trebuie să mă gândesc și unde să-mi fac casa, pentru că aș vrea să fac mai întâi în Safe Shallows. Îmi fac un fel de, nu casă, să-mi pun mai multe locări ca să pot să-mi pun materialele și tot acolo. Oh nu, oh nu! Fugi! Ah! Să mor! Oh, oxigenul. Se face noapte și nu-mi place să merg pe noapte aici. Nu știu, mie niciodată nu mi-a plăcut să merg pe noapte, efectiv. Pe timp de noapte nu mi-a plăcut niciodată să merg în căutare de fragmente sau căutare de biomuri, pentru că nu știu, mă simt ciudat. Așa, pe aici. Hai să mergem rapid să mai facem niște titanium, să ne facem scannerul. Care să scamăm. Scanăm Zigglydu. Facem rost de un peștișor. Bun, băieți, hai să facem rapid. Bagă, bagă. Mult, mult titanium. Facem și niște glass. Bun, astfel încât e ăsta. High capacity, silver ore. Ok, mai trebuie silver ore. Copper wire nu ne trebuie. Hai să ne facem rapid scanner. Cât e un scanner cu baterie. Și când se face bateria, că am uitat. Aici mushroom, ok. E noapte. Hai că e ok, nu e așa rău. Zona asta nu e atât de înfricoșător. Dăm cu acea o baterie. Bun. Power cell, ok. Scanner. Bun, vreau să mai fac un cuțit. Silicon rubber. Cum fac eu rost de silicon rubber? Ok, Crivine si... nu cred că o să iau acum. Vreau un... Așa, o lanternă. Tot... Mai am nevoie de o baterie. Bun. Mai facem o baterie, păi nu? Încoace. Facem și ăsta. Mamă, cât titanium am. O să lăsăm aici. Ok, lăsăm aici titanium-ul. A, da, apropo, mai există un nou joc, tot Subnautica, doar că se numește Below Zero, într-o zonă de gheață, tot pe această planetă extraterestră, doar că are altă poveste. Deci, este într-un fel legată de povestea asta. Dacă n-ai înțeles povestea asta, nu poți să înțelegi pe cealaltă, deci, da? Nu mai avem putere la bază, ok, nu are mica. O să încercăm și jocul ăla, doar că costă foarte mulți bani, 200 de lei, că nu o să se ieftinească, poate ne jucăm. Bun, acum avem scanner și lanternă. Acum o să mergem rapid la ăla unde am găsit noi Siglaidu. Avem nevoie de două fragmente de Siglaid. Pentru a face rost de Siglaid ca să-l craftăm. Uite acolo. Bun, hai să mergem acolo, așa, la zona aia mai verde, așa, să zic. Mamă, e creepy rău jocul ăsta, dacă începi să te duci la adâncime așa mare, nu știu. Pe mine mă deranjează. Mamă, cum se vede. Chiar arată frumos. Dar într-un fel înfricoșător. Bun, trebuie să luăm niște chestii de alea luminoase, vedeți? Crivine sample de la sunt. Două, să luăm două. Nu vreau să scanez. Crivine Cluster, nu sample, nu știu ce Dumnezeu mi-a venit să zic sample. Uite acolo ceva. Cred că o să rămâne fără aer dacă începem acolo, așa că hai sus mai bine. Se face dimineață. Vedem răsăritul împreună. Mai bine nu. Haide să luăm fragmentul acela. Sperăm că e de Siglaid. Mă rog, dacă e de Mobile Vehicle Bay, nu strică. Mobile Vehicle Bay-ul ăla era pentru a construi Seamoth, Cyclops și Prime Suit.
Da, uite, mă val călbei. Câte trei fragmente, ok. Uite de la. Al încoace, că e bun. Silver, m-a dat lead. Ăla era un alt fel de limestone, care îți poate da silver, gold și lead. Gold, ok, nu vreau gold. Cupru foarte bun, mai dăm un cup, na, ok. Oameni buni, aici s-a închis filmarea, din păcate. O să vă las cu episodul 2, unde o să căutăm fragmente pentru Simoth. În episodul 1, ca să știți ce am făcut în el, am făcut rost de Seaglide, Mobile Vehicle Bay, Repair Tool, cuțit și cam atâta. Nu știu exact dacă am făcut mai rost de mai multe lucruri, dar da, vă las cu episodul 2 și vizionare plăcută! Salutare tuturor și bine am găsit la un episod de Subnautica! Ei bine, astăzi o să facem ceva mult mai interesant decât în episodul trecut. O să luăm fragmente pentru Simoth, era să zic pentru Cyclops. Bun, vedem aici cum răsare soarele. Avem și un mesaj, să ascultăm. Cred că e ceva de la un lifepod, 100% e de la lifepod. Da, vedeți. Nu prea ne interesează pe noi, stați puțin. Bun. Vreau să văd cum explodează Aurora. Mai pot 3 creuri de sigle de mergi. Ok, hai să mergem să vedem și acolo. Why not? Hai să vedem. Radul ăsta de apă. Încoace. Și un pepper. Ia să vedem. Ce este aici? Un life pod. Sigla, nu ne interesează. Data box. Compas. Nu prea vreau de compas. Atâta? Ok. Beacon, asta chiar e bun. Nu e sigla, de cred că e beacon. Mai cos. Semăna cu un beacon. Bun, aș vrea să facem rost de laser cutter. Sunt rapid o gură de aer. Iar îți face eclipsă. Bun. Aici nu putem merge, din păcate, pentru că e zona mai adâncă. Deci nu vom merge acum. Eu vreau doar laser cutter, știu că acolo se poate găsi foarte ușor laser cutter. Ia. Lasă-mă pace. Propulsion cannon. Nu vreau. Nu vreau propulsion cannon. Nu o să mă aștept mare lucru. Mobile vehicle bay. Da. Asta e de la scannerul, nu? Da. Alun coci că e bun. Laser cutter, nice. Bun, hai să ne uităm de fragmentele alea pentru Seamoth. Acesta. Bun, silver. Ia să vedem ce e pe aici. Nimica. Nimic. Ia să luăm rapid niște aer. Ia uite nebunii ăștia cum stau acolo. Hai de rapid niște aer. Dacă ne explodează Aurora aia? Trebuia să explodeze. Să nu mă atace monstrulețul ăla. O, uite ușă. Ha, am înțeles. E cam buguită ușa aia. Avem nevoie de laser cutter. Ok, o să ținem minte că aici am. O să avem nevoie de laser cutter, battery charger, unul din doi. A, uite ușă, stai. Gata. Prea mai am aer. Da, mă rog. Haide, deschide-te. Ia, ce aici? Disinfected water. Alta pizza. Avem ceva de scanat pe aici. Desk. Ok, cred trebuie să mergem. Ok, du-te. Murim. Mamă, dacă n-aveam sigla, ei doi eram morți aici. Ok, bun. Du-te, 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 du-te.
Bun, hai. Din nou. Asta e Simon? Te rog. Ah, e de bioreactor. Laser cutter? Da. Bun. Hai că avansăm ușor, ușor. Ce se întâmplă? Oh, nu! Explodează Aurora, băieți! Oh, nu! Băieți? Băieți? 6 Monstrulețule! 3 2 1 și... Wuuu! Mamă, cum se vede la depărtare. Ok, o să avem nevoie de costumul ăla de antiradiații. Oricum, radiațiile n-a ajuns până aici, dar... Wow. Radiation suit. Da, că n-am acasă să facem rost de radiation suit neapărat. Battery charger, ok, asta e bun. Ne reîncărcăm bateriile. Ok, bun, avem. Ce asta? Simot? Simot fragment, în sfârșit avem un fragment de Simot. Unul din trei. Ok. N-a scă facem noi rost. Nu te apropie de mine. Cyclops, ok. Nu cream că o să ajungem și la Cyclops, dar... Asta o să mă atace, că e nebun. Beacon? Aia. Eu vreau beacon. Propulsion cannon. Alpe... Bă, murim! Băieți? Oxigenul! Nu! Nu! 2 secunde! Mama, era să murim. Deja că mai stăteam puțin acolo... Ok, am plecat de aici, nu mai stau. L-am dus prea departe și nici nu mai am bateria la Seaglide. În căutarea fragmentelor de Simot am găsit Cyclops, ce-i? Așa. Avem apă deja, da? Facem una alta. Nu știu cum se face bleach asta. Ca să facem apă dezinfectată, că îți dă mai mult, mi se pare. Bun, hai să vedem cum facem noi rost de asta. Fiber mesh. 2 dole, ok. Facem rapid rost. O baterie. Să facem rost de baterie. Bun, hai. Bun, aș vrea acum fiber mesh. Dăm cu acea. Ce rapid costumul. Aș vrea acum să-mi fac habitat builder-ul ăla. Ca să ne facem căsuța aia, micuță de tot. Să facem habitat builder. Wiring kit și computer chip, ok. Wiring kit, cred că avem aici silver. Da, uite, avem aici. Ok, face rapid un wiring kit. Computer chip, face rapid în ăsta. Și table coral sample. 2. Da, ba. Bun. Perfect, avem un mesaj. Ascultăm. Advanced wiring kit. Așa. Habitat builder. Perfect. Avem și habitat builder-ul. Ne mai gândim noi unde ne facem casa. Deocamdată nu ne facem. Așa. Asta încoace. Bun. Acum mai luăm niște titanium.
unde făceam atâi timp? Așa, aici, bun. Bun. Avem o tonă de titanium. Haideți să facem așa 5. Și ne gândim unde să ne facem baza. Aș vrea să mi-o fac undeva, nu încolo. Încolo. Mă mai gândesc, eu deocamdată o să o pun aici. Uite aici o să o pun. Îmi fac un... de-asta așa. Cât mai sus. Aici. Cred că e ok. Wow, e prostia asta aici așa. Da mai colo. Bun. Punem un hatch. Un solar panel. Ca să avem oxigen. Ok, battery charger. Vreau să pun doar niște locuri aici. Dacă nu mai avem titanium, bun. Hai să mai facem răză niște titanium. Am făcut acolo o mică bază, să zic așa. Mai avem un mesaj. Boom. Altu? Înapoi. E nebun aici, de duște. Quartz. Mult quartz. Foarte mult quartz. Mamă, cât quartz. Dă loc pe aceea, fugi. Bun. De fapt, cred că baza puteam să fac și aici. Era mai adânc puțin. Lasă așa, n-are mică. Iar o să încă... ne dă titanium. Oh, nu. Nu mai am baterie. Ce am făcut cu bateria? Oh, am făcut power cell cu ea. Ce Dumnezeu am făcut? Ok. A, uite dacă nu mai avem baterie. Nu are nimica. Am nevoie de gold. Haide. Fă rapid o baterie că... nu știu ce am făcut cu ea. Gold. Am coace gold. Table color, coral sample. Bun. Bun, pot să fac și fabricator de ăsta. Bun. Acum avem și putere în bază. Să-mi pun aici ăsta. Așa. Hai să fac aici direct, mai ne ducem acolo, bun. Mult titanium. Bun, avem locare. Putem să punem cuarțul aici.
Sau hai să facem un geam. Aici, punem un geam în bază. Așa, îmi dau cu mâna microfon, n-are mica. Window. Facem așa un window. Arată frumos așa. Bun. Cam atâta. Punem aici cuarțul. Punem minereurile. Aici punem baterii, silicon rubber. Apa. Asta e bun. Ne aranjăm numai încolo. Bun. Acum o să mergem în căutare de fragmente pentru ăla, pentru Simot, pentru că am zis că merge și nu ne-am mai dus. Haideți să mergem acum. Prin zona asta ar trebui să găsim niște fragmente. Are nevoie de două. Deci, da. Bioreactor. Da. Nuclear waste disposal. Disposal, na, mă rog. E bun. Pentru mobilier. Oricum, v-am zis, acum nu ne facem casă, facem un fel de depozit, să zic așa, adică unde să ne depozităm obiecte. Pe bune, acolo le simt fragment și sunt șarcul acolo. Îl coacei. Lasă-mă! Fugi. Aici a mai fost? Nu cred. Nu mai țin minte exact. Ok, nimic ai sus. Dă-te! Bun. Uite, biomul ăla de ciuperci. Să mergem și acolo, deci ăla. Uite masă. Bun. Uite un life pod. Am găsit un life pod fără să vrem. Lead. Flare. Data box. Ultra glide fins. Ok, vreau să ne craftăm astea. Ca să-mi folositoare. Astea sunt părți din navetă, teoretic, ar trebui să fie. Așa, cred. Oh, uite, Simot. Gata. Gata. Oh, păi uite, știu câte erau aici. Oh. Lasă-mă, nu da. Eu vreau să iau astea, să mai am niște titanium. Lasă-mă, mă, în pace. Erau aici vreo 3 bucăți, deci dacă nu cem aici, ia, te mai aveam una acolo, sau? Ba nu. O tonă. Nu cred că vreau flare-ul ăsta, de fapt. Uite, altă bucată de Simos. Aici nu cred că putem intra. Altă bucată de Simos. Da, trebuie să venim aici, dar nu m-am gândit. Putem să ne uităm pe net. Lasă. E bine ce am făcut noi, că am mai explorat. A, uite că putem intra. Ok, stai așa că n-am lumina. Să mă duc să respir puțin. Ce s-o aude, mă? Ce Dumnezeu s-a auzit așa? Cred că era de la monstru ăla. Așa, bun. Ok, hai înapoi. Propulsion cannon. Oh! Era un laser cutter pe jos. Uite laser cutter, let's go! Avem și laser cutter, băieți! Mamă! Mergem acasă și facem instant laser cutter-ul. Bun.
O ușă. Ia să vedem ce se ascunde după ea. Și? Hopa. Ok, acolo trebuie să... spargem noi ușa. Bench. Acoace. Basic plant pot. Ok. Aici o altă ușă. Nu cred că putem să mergem. Da, o să ne întoarcem oricum. Plant shelf. Mobilier. Da, o să ne întoarcem oricum aici. Să ținem minte locul. Al laser cutter. Numai pentru titanium. Chiar dacă se găsește ușor. Bun, am acasă acum. Am făcut multe astăzi, băieți. Nu mă așteptam. Da, e un cave acolo. Cu multe ciuperci. O să mergem și acolo, că avem nevoie de magnetită. Deci, o să trebuie să mergem. Bun. Avem simot, laser cutter. Ce n-ar mai trebui nou? Nu prea ne mai trebuie multe. Cyclopsul, da, îl facem în episodul viitor. Facem roz niște fragmente. Oricum nu e greu, o să trebuie să mergem pe la Aurora. Ok, bun. Hai să vedem, deci aici, facem niște titanium mai întâi. Mai întâi ne umplem inventarul cu titanium. Facem un power cell. Silicon rubber, două baterii. Facem două baterii, nu e mare lucru. Bun, gata. Aici punem titanium. Nu cred că ajunge. Ba da, e bine. Titanium. Gata. Laser cutter, două baterii, ăsta două diamante, o baterie, titanium și cave sulfur. Ok, nu e mare lucru. Facem noi rost, dar acum trebuie să facem simotul. Pe mine asta mă interesează și știu că simotul are nevoie de... încă o să beau. Simotul are nevoie de power cell, ăsta știu. Power cell, glass, lubricant și titanium. Ok, facem rapid. Problema e cu... cum se numește, cu power cell-ul ăla, că n-avem baterie. Avem baterie la ăsta, dar nu vreau să... îi dau așa. Bateria, bun. Vreau să găsesc rapid un cupru. Unul singur vreau. Undeva pe aici trebuie să fie, uite. Nu titanium, te rog, bun. Uite-mă că joc cum ascultă. Așa, mergem la life pod și am lăsat eu acolo o baterie. Ia, mai era aici. N-are mica, bun. Ne ducem aici la rapid la life pod. Haide, haide. Avem și un mesaj. Unde mă? Ah, cred că am folosit. Hai că mai facem noi două. I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. You still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range hands pick up in the meantime. Da, ăsta e Sunbeam, o navă care vrea să ne salveze. Și n-o să reușească. Mă rog, știți și voi deja asta. Bun, cred că știți. Hai să facem și niște mâncărică. Trecem cu acele peștișorule. A, trebuie să luăm silicon rubber, am uitat. Mă uit foarte repede. Eu uit foarte repede lucruri.
Acum luăm. Am coace. Hai să mergem înapoi. Beacon, în sfârșit. Avem și beacon. Bine. Să ne facem beacon, că e bun. Ok, acum iau mâncărică. Perfect. Și apă. Bam, bam. Hai să facem rapid. A, trebuie să iei ca rubber, nu fiber mesh. Aia, las că e bine așa. Bun. Lăsăm fiber mesh aici, că e folositor. Oricum n-avea acolo, de la trebuie să ne întorcem. Am uitat cum se crafta silicon rubber-ul. Trebuie să ne facem mai aproape baza de asta, nu m-am gândit. Lasă așa acum. Că oricum nu o să lăsăm baza aia pentru totdeauna acolo. Adică o să-mi fac alta. Cred că o să-mi fac undeva pe la zona aia roșie. Că e și adânc și am loc de moon pool de alea. Unde e baza acolo? Am baterie la asta. Ok. Hai să facem rapid și battery charger. Și power cell ăla și tot. Silica rubber în sfârșit. Aoleu. Dă-mi coace. Nu, stai, nu. Dar m-am gândit la... Lasă, așa are mica. Battery charger, wiring kit și copper wire. Foarte ușor, facem rost. Wiring kit avem, copper așa avem. Perfect, și acum aici ne vom reîncărca bateriile. Hai să mai fac o baterie, că de ce nu? Asta lăsăm aici pe jos, că nu avem nevoie. Asta nu avem nevoie, bun. Nu știu ce percuțe. Mai facem o baterie, că de ce nu? Bam! Scoatem bateria asta, o punem pe cealaltă aici, l-am încărcat și gata. Bun. Acum știu că aveam nevoie de glass. Parcă facem rost de glass foarte rapid. Și de ce mai aveam nevoie de lubricant? Da, asta încoace. De fapt aveam nevoie de el, bun. Perfect. Unde e ăla? Uite-l. Și titanium ingot, ok. Mai facem încă o bucată de glas. Așa. Stăm coace. Și gata, oficial, o să avem Simosul. O să ne trebuiască și un power cell charger, dar deocamdată nu avem. Să facem noi rost. Și bam, Simos. Haide. Și, bum. Bun, avem și Simoth-ul, totul este frumos, totul este bine. Da, oameni buni, cam acesta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. În episodul viitor o să facem rost de fragmentele pentru Cyclops și poate o să facem rost și niște fragmente de Moon Pool. Vom vedea. Da, sper că v-a plăcut, iar noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!